Podul istoric peste Tisa, dar și o parte din străzile Nicolae Titulescu și Pictor Nicolae Grigorescu urmează să fie transferate din administrarea municipiului Sighetu Marmației în cea a Ministerului Transporturilor, care prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar urma să facă investiții de 4 milioane de euro, atât în reabilitarea podului, cât și a celor două străzi. Suma de demersuri făcute la Ministerul Transporturilor, aceștia și-a estimat acceptul pentru a prelua construcția podului istoric peste râul Tisa, care se află și această întrustare de degradare, în urma expertizei care am arătat pe cursul anului trecut, aceste investiții de reparație la dintre de aproximativ 4 milioane de euro, sumă pe care nu putem primite din bugetul local. Am făcut demersuri prin fondul de rezervă a guvernului, din alte surse nu am primit această sumă de bani. Constant oportun și-am verificat acest aspect să predăm podul istoric către Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Infrastructură Rutieră. În urma discuției avute de minister și accesul acestora, am propus două variante de DN19-1 pentru a putea prelua podul în condiții de legalitate, construcția în condiții de legalitate și atunci este nevoie de o dezmembrare pe strada Nicolae Titulescu, respectiv să o parcelăm până în dreptul străzii Pictor Nicolae Băcescu, urmând această stradă să continue până pe strada Abrahamiancu, unde se află DN19. Deci va fi o extindere a DN19 și DN19-1 până la podul istoric, pornind de la Pictor Nicolae Grigorescu, Nicolae Titulescu și punctul de trecere așa. Acesta este motivul pentru care am propus dezvoltarea acestei străzi. Podul din lemn peste râul Tisa a fost construit la începutul anilor 2000 pentru a asigura o legătură optimă cu Ucraina din județul Maramureș. Traficul rutier și pietonal peste pod a crescut vertiginos odată cu începerea războiului din Ucraina, fiind traversat zilnic de sute de cetățeni pentru a ajunge în România. Noi din bugetul local nu vom putea niciodată reabilita podul istoric peste Tisa, cel aflat în capătul străzii Titulescu, pentru că presupune sume de foarte multe milioane de lei, reabilitarea lui și podul a fost șubrezit cel puțin în primele luni după începerea războiului, având în vedere cantitatea mare de mărfuri care a tranzitat donații către Ucraina. În haosul acelor zile nu s-a ținut cont de limite de tonaj, podul a fost șubrezit foarte mult. Cei care au trecut acel pod în ultimele luni ați văzut că spre partea dinspre Ucraina sunt puse niște foște, niște bucăți de scândură care să țină partea rulantă a podului să nu cazi cu mașina în râu. Podul necesită reparații urgente și de sume foarte mari. Tot atunci am discutat să-l predăm Ministerului Transporturilor, Ministerului cui o fi, să scăpăm de el între ghilimele, adică să nu mai fie povară pe bugetul local. Ministerul Transporturilor a fost de acord de principiu să-l preia, doar că au făcut o revenire în sensul că nu doresc să preia toată strada Nicolae Titulescu, ci doar o bucată din aceasta, și anume de la intersecția străzii Pictor Nicolae Grigorescu până la intrare pe pod, motiv pentru care ne dezmembrăm acum anacte strada în două bucăți. O bucată ce pleacă din lângă Casa de Cultură, Palatul de Cultură, cum zice noi acum, Palatul Episcopal și până la Grigorescu, care va rămâne în administrarea și întreținerea municipiului, respectiv de la intersecție cu Grigorescu până la pod, va fi problema Ministerului Transporturilor, care va răspunde și de întreținerea străzii. Practic, avem speranța că Ministerul Transporturilor, beneficiind sau având fonduri mult mai mari, va putea reabilita respectiva stradă în alte condiții și cu alți bani, nu de la bugetul local, care este foarte sărac.